Eu, dacă aveți careva întrebări, da. Ce ține de această comisie, ați văzut, am avut dezbatere aprinse. Probabil aceste dezbateri nu întâmplător au fost atât de aprinse. Cineva cred că se simte cu musca pe căciulă, deoarece ține de finanțare dubioasă, inclusiv cu bani de peste hotare, a unor partide politice, parlamentare și extraparlamentare, prin intermediul unui controversat ONG, care este sub monitorizare în mai multe structuri internaționale. Deci, sarcina acestei comisii de anchetă este de a antrena toți experții și autoritățile naționale, de a audia inclusiv persoanele vizate în acest sens, pentru a stabili legătura dintre finanțarea și mixtiunea unor deci, persoane străine, bani străini, prin intermediul unor partide politice în treburile interne ale Republicii Moldova. Deoarece în presă și numai în presă deja au fost multe informații ce ține de achitare de bilete de avion, cazare, participare la diferite evenimente cu finanțare străină dubioasă, iarăși cu bani care nu știm de unde au provenit, a liderilor politici din Republica Moldova, care denigrează Republica Moldova la Bruxelles, la Strasburg, în alte capitale, și este o încălcare flagrantă a legii, ori legea cu privire la partidele politice, codul electoral și nu numai, interzic categoric finanțarea sub orice formă a partidelor de către asociații obștești, de către persoane juridice străine, de către persoane fizice străine și din bani străini. Este o flagrantă încălcare, deci noi urmează și suntem obligați să investigăm. Această comisie, în termen de 30 de zile, urmează să vină în Parlament cu un raport, cu recomandări, să vedem, poate este nevoie de a perfecționa legislația în acest sens, poate este nevoie ca anumite organe de stat să-și facă mai bine meserie și să investigheze și să sancționeze eventual dacă sunt încălcări de lege, dar este un caz și din comun. Este bine atunci când ești finanțat transparent din donații, din mijloace provenite din teritoriul Republicii Moldova, când declari aceste, și atunci poftim, călătorește peste hotare, dar atunci când ești finanțat din bani foarte dubioși din străinătate și implici unele structuri, inclusiv servicii secrete ale altor state, pentru a influența politica în Republica Moldova, este o sfidare a suveranității naționale și chiar un atentat la securitatea națională. De ce? Sperăm că comisia va fi foarte obiectivă, ca să nu existe anumite știți, discuții. Chiar dacă am fost autor, eu nu fac parte din această comisie. Sunt sigur colegii vor lucra obiectiv și vor prezenta acest raport. Obligatoriu ar trebui să fie, bine, cu procuratura mai ei sunt anumite restricții, dar cu siguranță ar trebui să fie antrenați, nu ca audiați, dar antrenați și Comisia Electorală Centrală, Ministerul Justiției, SIS-ul, Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, poate alte autorități. Eu sper că, și apropo, Comisia va avea dreptul să cheme la audiere acei lideri politici care au recunoscut public că, da, sunt finanțate de către ONG-uri străine, nici nu se rușinează că încalcă legea. Sperăm să vină și să dea raport, deoarece este foarte simplu să strigi în gura mare despre eventualele sau presupusele încălcări la altcuiva, dar, cum vorba aceea, bârna în propriul ochi nu se vede. Iată să vină și să răspundă la acele întrebări, să venim cu un raport obiectiv, ca toți cetățenii să știe cât de transparent sunt finanțați, de unde sunt finanțați, mai ales că deja au apărut informații cu privire la posibile finanțări din frauda bancară a unui partid din care a făcut parte și liderul unui alt partid, știm noi care, astăzi care se
presupune a fi foarte, foarte curat în ghilimele, dar cum a devenit deputat și ministru în 2014, nimeni nu știe, dar să știți că adevărul în ultimă instanță va fi aflat și toți cetățenii și întreaga societate ar trebui să știe acest adevăr ca să-și poată face concluziile de sine stătător. Da, vă mulțumesc!